Iată că se poate și altfel. Au decis să părăsească biroul pentru câteva ore și să vadă personal problemele cu care se confruntă locatarii din zona Târgului Veterani, vorbind despre reprezentanții Societății de Apă Canal, SECOM. Blocurile G3, G4, G5 și VT1 par să aibă mai mereu probleme cu canalizarea. Problemele nu sunt puține, așa că deși orele de program s-au încheiat, cei din conducerea companiei au mers personal la fața locului în urma sesizărilor depuse, înscris la sediul societății. Apă canalizare unde nu e? Este, nu, este asfalt și apă pluvială. Se iau toate. Și noi le-am dat punct de racord acolo. Aha. Și o să poată să-l facă. Dar trebuie să colecteze toată zona asta de aici și să o ducă în partea aia. Deci, odată cu asfaltarea, se rezolvă și problema asta. Se rezolvă și problema cu apa pluvială. Cu apa. Problema majoră cu care se confruntă severinenii ce locuiesc la blocurile din zona Târgului Veteranii pare să fie canalizarea. În multe scări de bloc se înfundă și apa dă pe afară. Deși a fost desfundată de câteva ori, problema pare să fie aceeași, așa că oamenii au profitat de vizita celor de la SECOM și și-au expus nemulțumirile. Toată canalizarea vine de acolo, vine aici și după aceea vine aici acolo. Sunt 64 de apartamente. Ea n-a fost gândită pentru numărul ăsta de persoane. Da. Și așa a fost proiectat. Tot WC-ul, tot era subsol, nu iese nimic afară. E blocul de 70. E aproape să iese pe scări. Dacă vreți și chiar vreți să vedeți ce este acolo, vă închinați. Deci e aproape să iese. Nu se poate, pe scări. Orice încercare nu se mai s-a poate. Făcut, nu se poate. Am făcut cereri la dumneavoastră la SECOM pentru un al doilea canal de dejecții, să împărțim în două. Coloanele, să fie împărțite deci, mai bine. Deci putem să facem lucrul ăsta ca să ne mințim pe oameni. Putem să facem acum sau nu? Trebuie dat o gaură în fundația blocului, ceea ce noi nu putem să facem. O să putem să-i ajutăm cu curățat. Asta a fost. Mai bun, deci, îi ajutăm pe, deci, pe oameni, dar asta este temporară. Da, temporar o să-și o refacă, că și-au mai refăcut odată. Da. Cu ăsta unde i-a discutat. Da. Și-au mai refăcut odată să sparge. De vină sunt și unii locatari care aleg să arunce în canalizare cam tot ce le pică pe mână, îngreunând sau chiar blocând canalul, iar apa refulează la subsolul scărilor de bloc. Canalizarea asta sunt apartamente multe și nu preia. Nu preia. Faptul că sunt 65 de apartamente nu are cum să preia o singură canalizare. E imposibil. Ne-a mai promis domnul primar acum câțiva ani, o să ne mai facă una în capul blocului, dar pauză. Dar oamenii ce aruncă prin canalizare așa? Aveți idee știu, prin știu, știu. Asta am spus-o și o prosoape. Îmi pare enorm Dres, de mult. De toate, am ce să vă zic. Am plin eu acum la... Toate prostiile care le căni. Cum ești posibil să arunci așa ceva, păi, sincer? Vă eu știu, eu îmi dau singură răspunsul. Dar trebuie rezolvată într-un fel sau altul. Că nu se poate... Ideea suntem aici, să le rezolvăm. Soluția este cu canalizarea la toate blocurile care sunt făcute de în 1977. A venit domnul director de la SECOM, domnul Bidilici, și s-a luat în considerare tot ce au vorbit locatarii și administratul și președinții de asociație. După ce au ascultat problemele din zonă, reprezentanții Societății de Apă Canal au ajuns la concluzia că desfundarea periodică a canalizării nu este o soluție, așa că vor expune problema și primarului. Cert este că în urma vizitei pe teren se vor lua măsuri urgente pentru repararea situației. Evident că avem variante de rezolvare la sesizările oamenilor, dar în felul ăsta mai afli de tot felul de probleme, de tot felul de mici supărări, să spunem, pe care le au oamenii din Severin. Așa că împreună cu domnul director tehnic al societății, cu domnul director general al societății SECOM, am decis, cum vă spuneam, să mai facem mișcare și pe teren. Cei care au probleme cu sistemul de apă sau canalizare în oraș pot sesiza dispeceratul SECOM la numărul de telefon 0252 316 732, număr disponibil non-stop.